În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăviți să fie Domnul! Slăviți să fie Domnul, preasfințite Daniel, că am înțeles astăzi de ce am împlinit o dorință a preasfințitului Emilian de a veni la Caransebeș acum 25 de ani. În 1994, o comisie a Sfântului Sinod, din care făcea parte și preasfințitul Emilian de atunci, a venit la Arad și acolo a fost o comisie de dialog trimisă de prea fericitul de atunci teoptist pentru problemele oastre Domnului. După 11 ore de discuții, preasfințitul de atunci a cerut binecuvântarea înaltului Corneanu, care era președintele comisiei de dialog, permisiunea să vin aici la catedrală pentru a face împreună o adunare. Fie că s-a grăbit dânsul sau cred că mai mult am întârziat eu, dar eu sunt convins că ne vede și va accepta întârzierea aceasta. Acum două zile îl sunasem pe preasfințitul cu dorința aceasta și să-l informez că merg la Caransebeș și spune, merg și eu. Toate s-au aliniat. De aceea mulțumim Domnului în mod deosebit și părintelui care a fost trimis de preasfințitul ca să ne aducă binecuvântarea și bucuria pe care o are că coasta Domnului din Caransebeș are sărbătoare. Și părintele protopop îmi spunea că i-a predat solia aceasta părintelui Mărcuș pentru că el s-a ocupat un timp foarte îndelungat de oastea Domnului. Deci avem mii de motive să-i mulțumim Domnului Iisus pentru că dacă l-am rugat aseară preasfințitul să vină măcar 10 minute, el a împlinit Evanghelia, a mers două. Și ne-a bucurat cu prezența pentru că este singurul ierarh din sinodul nostru care este declarat ostaș cu legământ la oastea Domnului și aceasta nu-i puțin. Aș vrea să citesc din Evanghelia de duminica trecută pentru că până tot înțelepciunea celor care i-a inspirat Duhul Sfânt să ne trimită la rând Evangheliile, ele au o succesiune, pentru că numai Duhul Sfânt creează astfel de armonie. Și Evanghelia din duminica trecută, așa cum știm, o citim din capitolul 8 din Sfântul Evanghelist Marcu. În întâlnirile noastre, în adunările noastre, avem nevoie să citim Cuvântul lui Dumnezeu, care este cea mai mare autoritate, la care, așa cum spunea preasfințitul, să ne raportăm nu cu ușurință și cu grabă, ci să pătrundem în taina cuvântului, pentru că fiecare Evanghelie are cheia de la Duhul Sfânt. Fiecare Evanghelie trebuie să lase în inima noastră o învățătură. Trebuie să pună în dreptul nostru un semn de întrebare. Dacă într-o adunare Domnul Iisus nu ne spune ce vrei să-ți fac sau ce trebuie să-ți dau,
Înseamnă că nu te-ai întâlnit cu Domnul Iisus. Înseamnă că n-am crezut făgăduința Domnului Iisus despre care Părintele Iosif are cele mai prețuitoare cuvinte și spune el mereu prea dulcea făgăduință a Domnului Iisus, care ne-a spus că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui sau pentru numele Lui, în cealaltă variantă, El este acolo. Am făcut mereu observații fraților după rugăciune, Doamne, te rugăm, vină. Înseamnă că nu credem în păcătuința aceasta. Domnul nu vine că avem noi merite. Domnul Iisus ne-a făgăduit aceasta nu pentru că noi merităm să fie Domnul Iisus aici, ci pentru că Domnul Iisus ne iubește. Pentru că Domnul Iisus știe trebuințele noastre. Pentru că Domnul Iisus vine să ne descopere că biserica Lui nu-i într-o persoană, indiferent cine ar fi aceasta, ci începe de la doi sau trei. De aceea Mântuitorul spune că dacă pe pământ doi oameni se vor uni, ei ce fac? Constituie biserica Duhului Sfânt și vor cere un lucru după voia lui Dumnezeu, negreșit îl vor primi. Am avut anul să umblu o perioadă mai îndelungată cu fratele Traian, mai ales în terenajul nostru traierar, care s-a încheiat în 1987, și îmi povestea o dată cum lucrează vrăjmașul diavol. Zice, diavolul nu luptă numai ca popoarele să nu se accepte între ele. El nu luptă numai ca fie aceleași popor să nu se înțeleagă. El nu luptă numai ca oamenii dintr-o anumită zonă, ci el luptă ca în lumea aceasta doi oameni să nu fie la fel. Pentru că în felul acesta e garantată biruința. De aceea, fraților, am vrea să vedem că Evanghelia de astăzi, de fapt, precedă Evanghelia din duminica trecută. Vedeți cum lucrează Duhul Sfânt. Acum, trei duminici, am avut Evanghelia cu învorbirea Domnului Iisus cu învățătorul legii și n-am înțeles nimic. L-a întrebat pe Domnul cum se poate face așa ceva și Domnul nu i-a răspuns. I-a spus, nu știi. Adică așa e lucrarea Duhului Sfânt. Este ca lucrarea vântului care nu știi. Arătând că lucrarea Duhului Sfânt nu poate fi dirijată de oameni. Că lucrarea Duhului Sfânt nu este la discreția oamenilor, indiferent cine ar fi ei. Și Duhul Sfânt are libertatea să lucreze așa cum știe El. Duhul Sfânt cunoaște nu vorbele noastre, ci cunoaște inima noastră. Pentru că, spune fratele Traian, cuvântul poate fi folosit. Dar Duhul Sfânt nu poate fi folosit. Duhul Sfânt nu mai folosește. Cine nu se lasă folosit, Duhul Sfânt nu-l folosește. Sau nu-l poate folosi. Și de aceea, Mântuitorul, după ce i-a vorbit în capitolul 4, deși Mântuitorul finalizează discuția aceasta, trebuie să vă nașteți din nou. Nu mai rămânem numai la discuția cu acel învățător care nu putea. N-avea cum. Era prea plin de altceva să primească ceea ce îi spunea Mântuitorul. În capitolul 4, Evanghelistul Ioan ce ne arată un exemplu cum este omul născut din nou. Și cine? Samaritanul. Dintr-o femeie atât de decăzută se face o mare vestitoare a Domnului Iisus. Dar când? M-a întrebat un frate de drum, cum este
lucrarea aceasta, relația noastră cu Domnul Iisus, în ce constă aceasta? Dacă vrem să știm dacă într-adevăr noi ne-am întâlnit cu Domnul Iisus, în viața noastră, momentul acesta, știți ce a făcut Domnul Iisus când s-a întâlnit cu oricare dintre oamenii vremii de atunci? Le-a vorbit despre păcatul lor. Pentru că Domnul Iisus vine să descopere păcatul din viața noastră. Părintele Iosif, la cei 10 ani de preoție, are un bilanț, așa cum știm, și Părintele spune, 10 ani am spus credincioșilor mei, faceți cu tare lucru și nu-l faceți pe celălalt. Și spune, în viața lor nu s-a produs nicio schimbare. Îmi puneam întrebarea, nu sunt destul de explicit eu, și Părintele, după ce trece el însăși prin minunea care se petrece în noaptea dintre ani 22-23, a înțeles acest mare adevăr. Am înțeles că în oreașilor mei le lipsa puterea să se lase de păcat și puterea să-L urmeze pe Domnul Iisus. De aceea, fraților, și în Evanghelia aceasta, pentru că Evanghelia aceasta are mai întâi alte înștiințări, până când Mântuitorul a trebuit să spună aceste adevăruri, fără de care nimeni nu putem urma pe Domnul Iisus. Arăta atât de frumos Preasfințitul Daniel aceste adevăruri, această nevoie care trebuie să o simțim fiecare, corabia celui de lângă noi, sprijinul celui de lângă noi, nevoia aceasta care avem fiecare de cel de lângă noi. Știți că biserica care a născut-o Duhul Sfânt în ziua cincizecimii, în capitolul 2 din Faptele Apostolilor, ne arată ce? Cum erau cei din tâi creștini? Trăiau în învățătura apostolilor. În legătură frățească, în post și rugăciuni și înfrângerea pâinii. Dar trebuie succesiunea aceasta respectată. Învățătura apostolilor pentru noi este învățătura din Sfânta Scriptură care ne-a adus-o nouă părinții și înaintașii noștri. Spune fratele Traian, zice, nu noi am primit fulgerul din cer, ci numai părintele Iosif. Acești oameni care sunt oameni hrăziți să înfăptuiască lucrări de unică importanță. Uitați-vă, în toată Biserica Ortodoxă, numai în Biserica Ortodoxă Română, s-a produs o mișcare de renaștere sufletească. Și aceasta nu-i puțin lucru. De aceea, trebuie să stăm în fața Domnului Iisus cu această voință a noastră, așa cum s-a spus, să ne punem la dispoziția Domnului Iisus. Mântuitorul le-a vorbit ucenicilor, pentru că despre Mântuitorul se spuneau foarte multe lucruri, nu numai acum, și atunci, dar mai ales atunci. Așa cum explica Preasfințitul, este foarte greu în întâlnirea noastră de la Preafericitul din 2014, tocmai aceasta a fost discuția. Pentru omenire va rămâne totdeauna un loc în care nu poate pătrunde. Cum? Om și Dumnezeu, cum? Avem frați care trăiesc și dincolo de ocean și am avut surpriza să mă sune și spune, frate, nu se pare, mi se pare un lucru ne la locul lui. Cum adică duplicitatea asta, om, Dumnezeu, cum se poate la noi, în Canada, să discută problema asta? Cum poate omul să pătrundă acolo unde depășește nivelul nostru? Fratele Traian spune, și folosește
folosea cuvântul acesta că Mântuitorul n-a vrut propria voință. El spune mereu, Tatăl m-a trimis. Și în Evanghelia, în capitolul 3 de la Ioan, spune că Dumnezeu a dat, arătându-ne cer, dragostea lui Dumnezeu de a ne mântui. Dar Sfântul Ioan în Evanghelie, în capitolul 4, în capitolul 1, arată voința cuvântului. Arătând că începutul lucrării de mântuire n-a fost cu naștere, ci a fost cu întruparea. Cuvântul s-a făcut trup. Adică Domnul Iisus a acceptat, cum spunea fratele Grancie, să se dezbrace de dumnezeirea Lui, de Dumnezeu, și să se numenească cu firea noastră fără de păcat. Altfel nu putea să ne mântuiască. Domnul Iisus a trebuit o singură dată să spună întrecerea prin lumea aceasta, Eu sunt, și toți oamenii au crezut morți la pământ. I-a întrebat în Ghețiman, pe cine căutați? Pe Iisus. Mântuitorul a spus, Eu sunt. Și oamenii aceștia înarmați au căzut morți la pământ. Pentru că așa este Dumnezeirea. De aceea, Mântuitorul întreabă pe Petru, cine zic oamenii că sunt eu? Și în vremea aceea, ca și în vremea noastră, părerile despre Domnul Iisus sunt împărțite. Amintea preasfințitul despre această taină. Apostolul Pavel în Coloseni folosește cuvântul acesta într-un singur loc l-am găsit. Taina tainelor, adică Hristos. Domnul Iisus este taina tainelor. Știm, taina este loc în care omul nu poate pătrunde. Atunci când se pătrunde într-o taină, ea nu mai rămâne taină. De aceea, Mântuitorul vrea să știe cât de încredințați sunt ucenicii, pentru că și ei erau frământați. Uitați-vă, după înviere, după înviere Sfântul Ioan, scrie acolo că ucenicii, când a vorbit Mântuitorul pe față de cer, zice, El este Fiul lui Dumnezeu. Și Mântuitorul spune, acum credeți? Pentru că nu e așa ușor, noi vorbim acum la distanța celor 2000 de ani, dar atunci nu era ușor și nu era simplu. De aceea, cine a trebuit să spună acest adevăr? Sfântul Petru. Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și Mântuitorul a poruncit să nu spună nimănui lucrul acesta. Și apoi Domnul Iisus îi trece la probă. Fraților, credința noastră, dacă nu-i probată, nu-i credință. Credința noastră trebuie să treacă prin proba timpului. Apostolul Pavel vorbește în capitolul 3 din 1 Corinteni, cum? Despre lucrarea fiecăruia, lucrarea credinței. Și ce spune? Proba focului. Trebuie să vină proba focului să vadă dacă nu cumva este fân, paie și trestre. Și focul lămurește ceea ce este credința noastră. Și Mântuitorul spune în versetul 31 din capitolul 8, spune așa, atunci Iisus a început să învețe că Fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni și de preoți cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și după 3 zile să învieze. Le spuneam lucrurile acestea pe față. Petru însă l-a luat deoparte și a început să-l mustre. Dar Iisus s-a întors și s-a uitat la ucenicii săi, a mustrat pe Petru și a zis, înapoi în Satanul, fiindcă tu nu gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor. Spune fratele Dragan că
lângă un Hristos cu șleangul în mână care scoate din templu, erau 12 ucenici. Dar lângă Hristosul care s-a lăsat dus la Golgota, n-a rămas decât cine? Unul singur, Maica Domnului.
fost cea mai aleasă. A tatălui plăcere, a fiului comoară, a duhului mireasă și mamă și fecioară. Profeți, ca pe taină, o învăluie lumină, mijlocitoarea cerului, promis din veci să vină. Imaginea văzută a căii nevăzute, prin care Tatăl veșnic venea să ne sărute. Așa a fost ființa cea binecuvântată, cum n-a mai fost o alta cu așa cuvânt chemată. Au ocotit-o înge, cinstindu-i curăția, de o unică frumusețe și un unic har, Maria. Arhanghelul va spune, a plecăciune ție, iar sabia va trece prin inimă, Marie. De neamul și lene, numită, fericită, de bulile apostate, scuipată și hulită. Smerenia ta sfântă, Hristos a înălțat-o, lumina a slăvit-o și îngeri a cântat-o. Și veci o vor duce mereu împunată, căci ce-a înălțat sfințirea nu cade niciodată. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăvește pe Domnul. Ce vrei cumplite vor veni, ce oameni se vor naște, că pe Hristos se vor urâ, nevrând al mai cunoaște. Când li se va vorbi de El, vor spumega de ură și vor striga și păcuri cu înverșunată gură. Chiar frați pe frați îi vor preda la chinuri și la moarte și toți ca niște ucigași cu alții o să se poarte. Pentru iubirea lui Hristos și pentru al Iisus nume, ai săi vor fi bagiocoriți și omorâți în lume. Dar cel ce va lupta tăcut până la sfârșit durerea, acesta fi va mântuit și va vedea încheierea. Căci mântuirea nu se dă la început credinței, ci se dă numai la sfârșit, în clipa biruinței. Voi care veți atunci trimiși să duceți vestea bună la multe chinuri și dureri, cei răi au să vă pună. Dar nu uitați că și Iisus a fost întins pe cruce, privind la El vă întăriți și voi să vă știți duce. Iisus cel scump ne-a spus că El cu noi în încercare și o să ne scape neapărat pe toți și pe oricare. Iar când e cazul cel cumplit va fi să fie aproape, El mai înainte va veni pe toți ai lui să scape. Voi toți al lui Iisus luptați și credeți-vă tare, cu al lui cuvânt vă îmbărbătați și dați ascultare. Să nu vă îndoiți deloc în nicio suferință, a mare iubire viitor e mare biruință. Amin. Slăvește pe Domnul. Cântarea cu numărul 348. Ce
Să stăm cu frică,
Astfel de atitudine se cere de la noi fiecare. Să stăm bine, cum adică? În dreptatea lui Dumnezeu, în ortodoxia și în adevărul credinței. Și să o apărăm. Aceasta dorește oastea Domnului. Dar ca să fii pescar, ca să fii vânător, să fii bun pescuitor, trebuie să suferi, iubiților, să rabzi vântul și ploaia și toate vicisitudinile vremii. Și să ai răbdare. Și, iubiților, să crești. Acum, nu leg suficient de bine, dar vă citesc poezia. Grăbiți-vă să creșteți! Viteji ostași de mâine! Mai repede să ajungeți la sabie stiscut! Căci lupta-i grea, iar golul mereu mai trist rămâne când cade sau trădează al nume cunoscut. Grăbiți-vă! Grăbiți-vă să creșteți! Credința vă așteaptă! Să zguduiți din moarte orbite conștiinți, să dezgropați eroic străbuna calea dreaptă, să prindeți iarăși torța purtată de părinți. Nouă mi s-a desează. Grăbiți-vă! Grăbiți-vă! Grăbiți-vă să creșteți! Că-și flacăra străbună îngheață în altarul străfund și profanat. Legați cu viitorul trecutul și împreună acoperiți prezentul netrebnic și apostat. Grăbiți-vă! Grăbiți-vă să creșteți! Să ridicați solia și sabia și scutul ce au fost pierdute laș. De ce-i ajuns nevrednici în slujba și mărbia vrăjmașului luminii, viclean și ucigaș? Grăbiți-vă! Grăbiți-vă să creșteți cu mintea sănătoasă, cu inima curată și brațele beline, să duceți voi lucrarea unită și frumoasă cum noi n-am fost în stare prețelul strălucit. Reiubiți-vă! S-au încheiat cele 5 minute. Concluzia. Iubiților, o singură dată trăim. Dacă chiar iubim lucrarea voastră, Domnului și Biserica lui Hristos, și să știți că pescuirea se face cu răbdare și cu multă pregătire. Să ne pregătim și să nu mai batem apa în piul. Nu suntem nici farisei, nu suntem nici, dar iubiților, trebuie să ardem cu toții pentru Hristos. Nu-i timp. Vedeți, nu mai avem timp. Dar să stăm drepți, măcar putem. Și mă uit la copilașii ăștia și la cele două fetițe de acolo, îs mai ostași ca mine. Un început pe care nu știm să-l păstrăm la nivelul chemării noastre. Să ne ajute Dumnezeu. Amin. Fratele Gicu Petrescu este unul din cântăreții de la început care au pus bazele multor cântări pe versurile fratelui Traian de la oastea Domnului, împreună cu fratele Ionuț Pac, cu fratele Mistrianu Costel și cu mulți alții și din zona fraților voastre și din zona noastră. Acum pus și în ultima vreme melodia cântării O cum să întârzie pedeapsa acestui secol desfrânat. Frate vrea să o cânte, dacă sunteți de acord cu permisiunea fraților voastre, chiar dacă mai întârziem câteva minute, pentru că noi cu seara aceasta ne mai întâlnim în veșnicie. Aici pe pământ nu ne mai întâlnim niciodată. La porțile judecății lui Hristos ne vom mai întâlni cu seara aceasta. Slăviți să fie Domnul! Oh, it's a new day.
mele, toți câți aveau bolnavi de felurite boli, îi aduceau la el, adică la Domnul Iisus Hristos. Iar el, punându-și mâinile pe fiecare dintre ei, îi făcea sănătoși. Din mulți ieșeau și demoni, care strigau și ziceau, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Dar el, certându-i, nu-i lăsa să vorbească acestea, că știau că El este Hristosul. Iar făcându-se ziua, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu. Și mulțimile îl căutau și au venit până la el și îl țineau ca să nu plece de la ei. Și el a zis către ei, trebuie să binevestez împărăția lui Dumnezeu și altor cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis. Și propovăduia în sinagogile Galilei. Amin. După acest verset, continuă Evanghelia de astăzi, de la Luca, capitolul 5. Preasfințite Părinte Episcop, Preacucernice Părinte Consilier, Preacucernice Părinte Protopop, preiubiți și preacucernici părinți, iubiți frați și scumpe surori, slăviți să fie Domnul! Dacă acum două luni în urmă la Timișoara, la adunarea anuală, m-am adresat iubiții mei bănățeni și timișorei, acum și cu atât mai mult aș vrea să vă spun, vă îmbrățișăm cu drag iubiții noștri care se deșei. Și numai puțin și iubiții noștri frați bucovineni, pentru că așa cum am spus înainte de Paști, la o adunare anuală acolo la Bursuceni, la Burdujeni, eu personal sunt legat și de Bucovina. Fiind ucrainean, suntem înfrățiți și cu cei dragi de lângă Prut sau de dincolo de Prut. Mulțumim Domnului că ne aflăm în clipele acestea aici, în corabia Domnului nostru Iisus Hristos, unde este El prezent și Maica Sa, care n-a lipsit niciodată acolo unde era Domnul Iisus Hristos, Fiul Său. Aș dori să vă împărtășesc ceva. În urmă cu două săptămâni, pe 9 septembrie, au trecut 40 de ani când stăteam la masă cu scumpa mea mireasă. Și au venit mulți frați, vreo 600, atâtea farfurii erau pe masă. Și după asta am putut înțelege că au fost atâția frați la noi la nuntă. Printre care am avut un nuntaș deosebit. Un tânăr teolog cu păr bălai, cu vârsta mea, la fel, 22 de ani atunci. Și vorbea așa de frumos, pentru căsnicia noastră, pentru viitorul, pentru drumul nostru, care pornea de atunci corabia familiei noastre. Era tânărul teolog, actualul Părinte Episcop Daniel. Ne-am mai întâlnit după aceea, după 20 de ani, aici, în curtea episcopiei. Eu lucram aici și preasfințitul a venit cu ceva probleme. Drumurile noastre au fost așa cumva sortite, sigur, de Dumnezeu. Eu am plecat în străinătate într-o parte, preasfințitul a plecat în străinătate în altă parte. Și ne bucurăm, vă puteți imagina câtă bucurie simt acum, după alți 20 de ani, ne întâlnim aici, pe locurile acestea în care atâtea amintiri depană inima și sufletele noastre. Mulțumim Domnului pentru toate acestea. Aș vrea să vă spun că vă îmbrățișăm nu numai cu dragostea noastră. Am plecat din
ierte la Sibiu și m-am rugat Părintele Iosif. Părintele Iosif Triva. Părinte, mă duc la frații mei. Vino cu Duhul Sfinției tale și pune în inimile fraților, în gândurile și în toate câte vom avea acolo dragostea față de Hristos. Să putem asculta Cuvântul lui Dumnezeu. Să putem dori din toată inima să le împlinim tot ceea ce ascultăm aici. Mă uitam că soarele este spre apus. Frații ne-au amintit că vor, va trebui să plece la drumul lor lung. Am plecat și eu sâmbătă, duminica trecută, la ora 10 de la o nuntă din Matca, din Galați. Și am călătorit 6 ore până la Sibiu, până la 4 dimineața. Vă asigurăm, iubiții noștri frați care mergeți cu mașinile, nu veți avea pene. Dumnezeu vă va ajuta să ajungeți cu bine. Ne rugăm să ne ajute să nu avem pene pe roțile noastre duhovnicești. În viața duhovnicească să nu se întâmple pene, că sunt greu de reparat și sunt așa de primejdioase, s-ar putea să pierdem ocaziile, să pierdem întâlnirea cu cei dragi care s-au dus înaintea noastră. Citeam acum o săptămână în urmă, unde fratele Traian Dol spunea despre o păsărică, despre o rândunică care cu dragă își căștea puișorii și îi învăța să zboare, să facă exerciții. Și le spunea mereu că noi nu vom rămâne aici veșnic. Noi va trebui să plecăm într-o altă țară, că aici va veni frigul, va veni moartea și noi va trebui să trecem un ocean, o apă mare. Și zice fratele Traian, ce sunt adunările noastre și întâlnirile noastre? Decât exercițiile în care mama noastră, Biserica Domnului Hristos, Măicuța Sfântă, lucrarea oastei, Duhul Înaintașilor, ne ajută și ne învață și ne pregătește să facem exerciții de zbor spre Împărăția Cerurilor. Pentru asta am venit, spunea Mântuitorul, așa am citit aici, la sfârșitul capitolului 4 de la Sfântul Luca. Trebuie să mă duc și în alte cetăți să binevestesc Împărăția Cerurilor, căci la aceasta, pentru aceasta am venit. Pentru aceasta m-a trimis Tatăl. Și trebuie să vestească sau să binevestească Împărăția Cerurilor. Iată tot ce am ascultat noi astăzi aici de la părinți, de la preasfințitul, de la frații noștri, de la Sfânta Liturghie, de la cântări, de la poezii, sunt niște binevestiri frumoase și scumpe care ne leagă, care ne aprinde dorul și nouă pentru Împărăția Cerurilor. Vedeți, noi ne înspăimântăm de moarte, dar moartea nu este decât un cimitir, care, dincolo de cimitir, este casa noastră cea veșnică. Dar nu numai casa noastră, casa nu-i goală, nu-i singură. Acolo ne așteaptă înaintașii noștri. Așa de duios descrie fratele Traian. Zice, ne pregătim pentru zborul către țărmul celălalt. Am ascultat aici atâtea cuvinte frumoase. Dumnezeu știe câți dintre noi le vom mai putea auzi mâine. Câți dintre cei care ne-au vorbit aici vor mai fi în viață să ne mai spună. De aceea dorim și ne rugăm Domnului de fiecare dată când ne îndreptăm spre adunarea lui Dumnezeu, spre biserica lui Dumnezeu și când ne pune pe suflet îndemnul Duhului Sfânt să spunem ceva, zicem, Doamne, ajută-ne să spunem, așa cum spune frate Traian, ca pentru ultima dată. Pentru că nu se știe dacă vom mai putea să vorbim nimic. E așa de nesigură viața. Moartea e sigură pentru toți. Dar moartea aceasta aduce bucuria celui credincios. Celui care este legat în părtășie cu înaintașii, cu frații, cu părinții.
cu tot ce-i drag și spun despre care noi vorbim aici, pe care poate nu i-am văzut, alții poate îi cunoaștem pe unii dintre ei. Da, zice fratele Traian, ce fericiți! Vom întâlnirea sau ne vom întâlni cu cei dragi care au plecat. Aici suntem atâția care avem mame care au plecat dincolo, care se bucură acum ascultând și privindu-ne de acolo din cer starea noastră așa binecuvântată, starea liniștită, starea frumoasă, curată. Ce mult se bucură! Dar când vor vedea ei că venim și vor zice, așa zice frate Traian, se vor uita cu mâna strașină la ochi și vor zice, iată-i că vin. Vin cu noștri. Vor primi mamele, iată vin copiii noștri. Vin soții noștri. Vin rudenile noastre, vin vecinii. Iată-i că vin. Vine vremea când să plecăm. Pentru că cei care s-au dus a fost vremea lor. Și acum ei ne așteaptă dincolo de țărbul celălalt. O, ce frumoase sunt stările acestea, dacă noi ne gândim la ele. Și sigur că vrea să ajungem toți să ne putem întâlni. Dacă aici s-a cântat așa frumos, imaginați-vă cum a fi cântarea aceea. Zice frate Traian, cântarea aceea nici îngerii n-au știut și n-au cântat. Așa va fi cântarea când se vor întâmpina și când se vor întâlni cei de acolo cu cei care vor pleca de aici. Am învățat astăzi și am ascultat despre binecuvântata pescuire. Vedeți, îmi place mereu să citesc, să meditez, să gândesc și să leg versetele precedente Evangheliei, pentru că ne dau foarte mare înțeles sau putem înțelege mult mai bine citind de dinainte de Evanghelia care ne este. Deci acolo Domnul Iisus umbla pe cetăți și vindeca până și pe cei demonizați îi aduceau și scotea demonii și țipau și urlau demonii și ziceau și mărturiseau că El este Dumnezeu. Și Domnul îi certa. Știau demonii că este Fiul lui Dumnezeu, că este Domnul Iisus Hristos. Domnul își făcea lucrarea pentru care venise. Părinte profesor Vasile Miho de la Sibiu spune, zice, această înmulțire a pâinilor este la începutul activității Domnului nostru Iisus Hristos. La începutul activității sale pe pământ. Ne vom mai întâlni cu încă o înmulțire după învierea Domnului. Acolo, pe mare, pe țăr, când au găsit jeratic și Domnul i-a întrebat, copii, aveți ceva de mâncare? Ce frumos spune acolo, copii. Cum să nu spune copii dacă și-a dat viață mai mult decât un tată? Și acum ucenicii erau la fel, obosiți, întristați, fără de căștig. Să știți că ei trăiau din asta. Și era foarte dureros când te întorceai acasă după o noapte întreagă de muncă, de răbdare. Pescuitul, zice Părintele Iosif Tripa, că cere multă răbdare în meseria aceasta. Cât de greu era când ei știau că trebuie să ajungă la familiile lor fără hrană. Cei care sunteți mai în vârstă știți ce înseamnă să vii fără pâine acasă. Eu am trăit câteva momente din acestea când era pâinea pe cartelă, când era laptele pe cartelă, când erau ouăle pe cartelă. Făceam naveta la Reșița, lucram acolo la combinat. Și de multe ori pâinea se dădea foarte puțin și oamenii erau foarte mulți. Până să plece trenul, când mai aveam doar două, trei persoane înaintea mea, spunea vânzătoarea, nu mai am pâine. Și plecam așa îndurerat acasă, mă duc acasă, mă așteaptă copiii, mă așteaptă soția și vin fără pâine.
Muncisem o noapte întreagă acolo din greu la combinat. Și acum trebuia să vin acasă fără pâine. După ce pleca trenul, se scotea pâine mai multe în magazine. Dar se evita să se vândă pâine la țărani, care spuneau atunci că iau pâine la țară. Ei, vă gândiți cum au fost ucenicii când după noapte n-au prins nimic? Și Domnul îi întreba, aveți ceva de mâncare? Doamne, toată noaptea ne-am trudit, spuneau ucenicii, și n-am prins nimic. Și Domnul zice, aruncați mreapa. Și au scos cât 153 de pești mari, cât li se rupeau mrejele. Nu erau percepute, nu erau convenționate mrejele pentru atâta cantitate. Erau o minune însăși mrejele. Că nu mai țineau niciodată mrejele atâta pește. Atunci Domnul a întărit. Cât de mult ne vorbesc lucrurile astea. Domnul Iisus era urmat de mulțime în Evanghelia de astăzi, ne spune. Și vorbea pe lacul Genezaret. Sfântul Luca îl numește lac. El obișnuit cu Marea Mediterană. Pentru el, Marea Galilei sau lacul Genezaret era un lac. Ceilalți mai bine și spun că era mare. Acum 5 ani când am fost acolo, e așa de frumos și cei care au fost știu că așa este. Sunt anumite locuri ca un amfiteatru, așa, ieșiri ale malului. Și dacă cineva într-un punct undeva se așează pe apă, poate fi ascultat de o mulțime multă. Și Domnul, ajungând acolo în locul acela, a văzut două corăbii și zice că s-a urcat în corabia, așa cum am ascultat de la preasfințitul înainte. A urcat în corabia Sfântului Petru. Și Domnul vorbea din corabie despre împărăția cerurilor. Întâi le-a vindecat bolnavi, i-a săturat pe cei flămânzi, i-a rezolvat problemele lor. După aceea a început să le spună despre împărăția cerurilor. Sigur că Sfântul Petru asculta și el atent la ce spunea Domnul. După aceea, când a terminat și a încheiat vorbirea, zice, Petre, mână corabia mai în adânc, adică mai larg cu apei, și aruncă mreaja. Nu spune că Sfântul Petru aici ar fi spus că nu ascult, Doamne, ci la porunca ta, la porunca Domnului, a aruncat mreaja și nu mai putea să o tragă. Am ascultat cât de frumoasă comparația după preasfințitul. Au chemat și pe ceilalți ucenici, pe Iacob și pe Ioan. Ce frumoși și ce scumpi prieteni erau acești ucenici. Erau niște pescari atunci, Sfântul Petru și Sfântul Andrei. Și acum iată ei, acolo lucrând la munca lor, Domnul îi cheamă la apostolat. Minunea aceasta l-a făcut de Sfântul Petru să simtă că este în fața unui om deosebit, așa cum spunea Părintele Consilier adineață. Dar vedeți, acolo spune, ieși de la mine că sunt un păcătos. Poate am zis, vai ce păcătos era Sfântul Apostol Petru, să nu credeți. El era printre ucenicii Sfântului Ioan Botezătorul. El nu era străin din cuvântul lui Dumnezeu, de cuvântul cel curat și sfânt. Dar, vedeți, când ești în fața realității, nu mi s-a întâmplat de atâtea ori, când ați văzut o lucrare, o mână a lui Dumnezeu în viață, în familie, în călătorie, să zici, Doamne, cât de nevrednic sunt. Spunea părintele Iosif Tripa că a avut un om care ori de câte ori l-a întrebat ce faci, Bade Ioane, el mereu răspundea, păcate, părinte. Și odată, zice, l-am întrebat, Bade Ioane, cum e cu păcatele acelea? Și omul indignat, zice, care păcate, părinte? El mereu se smerea și zicea, păcate, părinte. Dar când părintele a pus punctul pe ei, că l-a întrebat de păcate, el n-a mai recunoscut că e păcătos. Care păcate, părinte? Vedeți? Smerenia aceasta, când se naște din suflet, din inimă, Sfântul Apostol Petru a avut o smerenie adâncă acolo, zice, Doamne, sunt un păcătos, nu sunt vrei. Și vroiam aici să ajungem la punctul acesta, pentru că noi, de pământ, în corabia vieții noastre, avem atâtea încercări de felul acesta. Vedeți, când vine Hristos,
Când știm că este liturghie, când știm că este o adunare, când știm că este un loc de, un ceas de rugăciune, un moment de meditare cu Hristos, cu frații, vin atâtea piedici și ispite și ne împiedică. Și mereu ne zice, păi dacă mă duc acolo, pierd bani, dacă mă duc acolo, nu mai fac lucru. Sfântul Apostol Petru a câștigat mai mult pentru că a ascultat pe Hristos. A avut răbdare să stea atâta vreme cât Domnul vorbea din corabia lui. Și ce binecuvântare a dat Domnul de acostat. Credeți, frățile voastre, acum când ați stat câteva ceasuri aici, că Domnul vă poate umple corabia vieții, a inimii, a familiei, cu binecuvântările Lui, are Domnul de unde să răsplătească atât de mult celor care au avut răbdare, care au răbdat, vedeți, poate sunteți mulți bolnavi și nu-i ușor să stai pe bancă câteva ore, chiar dacă nu lucrăm. Domnul va răsplăti, fiți conștienți, de aceea am spus, fraților, veți ajunge în pace, Domnul vă va feri de pene. Ne va feri și pe noi de atâtea neputințe. Când vom ajunge acasă, spunea fratele Traian, după aceea, da, încep să doară și capul și mâinile și picioarele și totul. Dar cât suntem cu frații, nu simțim nimic. Ați simțit aici oboseală? Ați simțit aici părere de rău? Nu. Dar suntem datori să-i rămânem recunoscători că ne-a făcut parte de această stare. Acestea sunt stări cerești. Toți auzim și ne plângem și vedem că pe pământul ăsta cânta fratele cântarea mai înainte, așa de pătrunzătoare. Pământul acesta atât de îmbăxit de păcat. Și totuși să trăiești o stare cerească, nu-i o minune, nu-i o binecuvântare a lui Dumnezeu. Suntem datori să-i mulțumim în primul rând Domnului nostru, a Maicii Sale Sfinte, iar apoi a Părintelui Iosif, a fratelui Traian și tuturor înaintașilor noștri, până și la cei care au venit, vedeți, a fost Părintele Iosif, a fost fratele Traian, dar dacă nu venea un fratele Chiță la noi, la Cornuțel, de la Izeriș, dacă nu venea un frate Cornel Silache, dacă nu venea un frate Popa Petru, de la Batist, de la Saucan, de la... Noi nu știam despre Hristos. Noi nu cunoșteam liturghia, noi nu cunoșteam rugăciunea. Noi nu știam în ce măsură trebuie să-i cinstim și să-i prețuim pe înaintași, pe părinții noștri, pe erabii noștri. Eram de avaluna și strigam și noi, așa cum am amintit, am ascultat pe Părintele Consilier înainte. Spuneam poate și noi atâtea lucruri la adresa preoților, la adresa erarilor, la adresa bisericii. Acum, cine ar putea să spună? Când trăiești o minune din aceasta, cine ar putea să spună lucruri rele despre el? Sau să fie indiferent. Mergeam odată cu trenul la lucru. Și în tren, cineva a vorbit în bătaie de joc despre preoți. Și un credincios care îi plăcea să vorbească pe tren despre Domnul, despre Duhul Sfânt care l-are el. Sigur, nu era ortodox. Când a auzit că acest om vorbea așa în bășcălie, zice, ia mai zi, că tare îmi place. Mi s-a întunecat tot în mine. Tu, om credincios, să poți spune că îți place când vorbea la un bagiocură. Și m-am dus la el, zic, auzi, frăția ta, te-am ascultat pe tren, că ai spus că ai Duhul Sfânt. Cum poți să asculti așa? Și-a plecat capul și și-a cerut iertare. Frate, zice, eu am auzit mai multe lucruri și de aceea am spus, n-ai putut să te rogi ca Dumnezeu să închidă gura și să se roage pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu și lucrarea și biserica lui. Vedeți, nu poți să asculți când cineva lovește în tatăl tău, în mama ta, în copiii tăi, în viața ta însăși. De aceea am dorit, nu vreau să rugesc, rămân îndatorat Domnului. Că am putut trăi și astăzi, așa cum am trăit duminica trecută acolo la nunțile cele frumoase din Galați. Și așa cum ne dăjduim și cerim ajutorul să ne ajute să putem trăi și la Beiu și la Oradea duminica viitoare. Sau la Goleț, la frații noștri aici. Și fiecare, unde ne va îndrepta Domnul pașii, să putem mereu să rugăm de Domnul, așa cum spune fratele Traian, dragul meu frate, înainte de a te duce la adunare să spui fraților despre Domnul,
pune-te în genunchi și spune-i Domnului despre grație. Iar când te întorci de la adunare, pune-te în genunchi, mulțumește-i Domnului. Pentru că, pentru frații, pentru că a fost Domnul prezent în mijlocul fratelor și că a putut vorbi El. Eu cred că veți pleca atât de fericiți fiecare. Doamne, ce cuvinte frumoase am ascultat aici. Să ne ajute Domnul să le împlinim, vedeți? Cât de lung e urechea, drumul de la ureche până la inimă. Așa spunea Părintele Iosif Tripa. Cel mai lung drum este de la ureche până la inimă. Am ascultat atâtea lucruri frumoase, ba chiar ne-am spus cu gura noastră. Cât de puține le împlinim. Și aceasta le simțim numai în momente ca Sfântul Petru, în corabie. În fața minunilor lui Dumnezeu le simțim, Doamne, cât de sărac, cât de păcătos sunt, cât de nevrednic sunt eu care am spus altora. Spune Sfântul Pavel, eu care am vestit altora să fiu lepădat, să ne ferească Dumnezeu. Bunul Dumnezeu să vă răsplătească tuturor osteneala, dragostea și toate câte ați adus și să puteți să pleca mai încărcați și mai bine de El. Amin. Slăviți să fie Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Încheiem adunarea de astăzi cu două cântări și rugăciunea de încheiere. Vom cânta împreună cântarea de la numărul 383, pentru că noi la oastea Domnului am fost crescuți și îndrumați să o cinstim pe Maica Domnului și pentru că luna aceasta a fost așa o sărbătoare frumoasă, nașterea Maicii Domnului închinate, născătoare de Dumnezeu, și apoi rugăm pe Părintele Marian, de dragul celor care au venit și de departe, să ne pregătească o cântare, după care ne pregătim pentru rugăciunea de încheiere, mulțumim Domnului și frăților voastre, pentru că am stat împreună cu Mărturile de Dumnezeu, să fie Domnul.
Sărbătoarea și bucuria de astăzi îmi aduc aminte de frumoasele clipe care le-am petrecut de mult cu Bucovina, cu frații de acolo. Și mă gândesc că nu voi fi niciodată în stare să-i mulțumesc lui Dumnezeu cât bine mi-a făcut mie personal această lucrare a voastrei Domnului. Din ce m-a scos și câte bucurii mi-a dăruit. Am vrut de fapt să-l ridic pe fratele Nelu picioare de la Bucovina, pentru că ne leagă aceeași dragoste. De asemenea, a trecut prin furtuni și prin lucruri care nu se pot descrie în cuvinte, prin dureri mari, pierzând pe cei dragi ai noștri din casele și din familiile noastre și această dragoste. Și aceste furtuni care au venit în viața noastră, oastea Domnului ne-a dus aici în corabia aceasta ca să ne liniștească viața și să ne aducă bucurii. Am vrut să o ridic pe sora Marioana în picioare să ne spună cât bucurie, sora Marie, să ne spună câtă bucurie a dus și ei oastea Domnului. Era aici sora Maria Lunanu, care și-a pierdut de la val doi copii gemeni. Și câtă bucurie a dus această lucrare a voastrei Domnului. De aceea noi o iubim și o prețuim așa de mult. Pentru că ne-a dus și nouă fiecăruia și-a făcut o minune în viața noastră, oastea Domnului. Și cred că fiecare de care v-ați ridicat în picioare, ați putea să spuneți cât bine m-a făcut dumneavoastră Dumnezeu. Am vrut astăzi să vă arătăm că lucrul cel mai important în viața noastră este Hristos, este Dumnezeu. Și pe El trebuie să îl punem pe locul cel mai înalt în viața noastră. Și să facem așa cum spune cuvântul Evangheliei de astăzi. Așa cum au făcut Sfinții Apostoli, l-au lăsat totul și l-au urmat pe Domnul. Domnului îi se făcea milă adeseori de mulțime. În mulțimea stătea nemâncată și însetată și asculta cuvântul lui Dumnezeu. N-am vrut să lungim. Noi am stat până la miezul nopții și până mâine dimineață să ne bucurăm. Într-o adunare nesfârșită. Dar dacă vreți să vă bucurați într-adevăr de o adunare fără nesfârșit, să faceți voia lui Dumnezeu, să vă nașteți din nou, să intrați în această lucrare sfântă și corabia voastrei Domnului, să vă împăcați cu Dumnezeu și cu siguranță vom avea o adunare fără de sfârșit, acolo sus în cer. Dar pentru aceasta trebuie să avem un angajament și în angajamentul nostru și în mersul nostru trebuie să fim serioși și statornici. Vreau să vă cânt o cântare în final și dacă sunt suflete care vor să își schimbe viața și să înceapă o viață nouă, să intre în această corabie a voastrei Domnului, în timpul cântării pot să vină aici în față să îngenuncheze. Și aici, lângă crucea Domnului Hristos, lăsându-și povara păcatelor, să înceapă o viață nouă. Aici, de față, Fătăța Marto și cu cerul întreg. Aici, când și preasfințitul este în mijlocul nostru, să începem o altă viață împreună cu Domnul. Slăviți să fie Domnul. După care vom face rugăciunea, ne vom duce bucuroși și fericiți acasele noastre și să facă Domnul. Dacă noi aici pe pământ, să ne putem întâlni acolo sus în cer. Slăviți să fie Domnul. Ești din Sodoma, fugi spre mulți, lasă-mi ta scârbenit turmă.
Astăzi,
și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Te lăudăm și te binecuvântăm și îți mulțumim, Domnul și Dumnezeul nostru, pentru clipele care le-am petrecut aici, Tu ne-ai binecuvântat, din clipa când am pășit peste pragul locuinței noastre, din localitățile noastre, a fiecăruia, cu binecuvântările Tale și ne-ai însoțit, Doamne, Dumnezeul nostru, la aceste bucurii sfinte, pe toți, Doamne, Dumnezeul nostru, și pe cei de departe și pe cei de aproape. De aceea nu avem cuvinte de ajuns de frumoase să-ți mulțumim pentru tot ce ai făcut Tu pentru noi și faci și vei face, Doamne, Dumnezeul nostru. Îți mulțumim pentru cuvântul făcut de cunoscut în chip atât de minunat, aici, în Sfântul Tău locaș, în casa Ta de rugăciune, unde Tu ești, totdeauna prezent și ne vezi și ne cunoști cu ce gând și cu ce dor am venit fiecare dintre noi și venim. Îți mulțumim pentru cuvintele atât de frumoase și de minunate care Tu ni le-ai lăsat și ne-ai împărbătat prin preasfințitul nostru episcop Daniel și pentru cuvintele atât de înălțătoare prin părinții noștri duhovnicești și prin frații noștri și prin cântare și prin poezie. De aceea nu suntem vrednici, Doamne, să-ți mulțumim îndeajuns, dar îți mulțumim în mod deosebit Mântuitorul nostru și Dumnezeul nostru pentru jertfa Ta, unică și sfântă de pe crucea Golgotei. Tu ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Îți mulțumim, Dumnezeul nostru, pentru dragostea cu care ne-ai strâns, semn că Tu ne iubești și ai umblat măresc cu fiecare dintre noi. Ne vrei ca să fim fericiți și aici și în veșnicie cu Tine, Domnul și Dumnezeul nostru. Îți mulțumim. Rămâi cu noi, rămâi în viața noastră. Binecuvintează locașul acesta sfânt. Binecuvintează și pe preasfințitul nostru, episcop Lucian, și pe toți slujitorii sfintelor al Tale, Doamne, Dumnezeul nostru. Binecuvintează localitatea aceasta și toate localitățile și țara noastră și lumea întreagă, Doamne, Dumnezeul nostru. Iar acum la despărțire călătorește Tu cu frații noștri, cu părinții noștri, cu preasfințitul și cu noi cu toți. Și ajută-ne, ajungând la casele noastre și în familiile noastre, să spunem tuturor ce mult ne iubești Tu, ce bucurii sfinte ne pregătești Tu și ce stări cerești ne dai Tu aici, în biserica Ta și în adunarea Ta. Noi din toate și pentru toate îți mulțumim, te slăvim și te binecuvântăm, că Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește-ne, Doamne miluiește-ne, Doamne miluiește-ne, preasfințite Părinte Episcop, binecuvintează. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, ale Născătoare de Dumnezeu, ale Preacuviosului Părintele nostru Arsenie de la Prislop, ale Sfântului Elarh Iosif Celul de la Partoș, ocrotitor acestei Sfinte Biserici a tuturor Sfinților Săi, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun fiu de oameni viitor. Amin. Amin. Preasfântă Născătoare,
suflet de Sfântului Părinte, fraților Bucovina, de mulțumit, la trei ore o să vă anunță ceva. Mulțumim doar de inima și nu uitați că fiindcă viitoare pe Maduna de la Coleț, după aceea pe 6 octombrie la Oile de Culane, urmând pe 13 la Boia la Cuchin, apoi pe 20 la Ozovici și după aceea la Sărbește, 26 octombrie, o să vin de obiunii pentru toate. Și apoi, în decembrie, în Bucovina, să vizităm. Când am plecat de acasă, am luat și...